Dragi prieteni, vrem să vă salutăm în această după-amiază de duminică din Bridgewater, din Marea Britanie. Sunt împreună cu Claudiu Hamza, un tânăr, un Timotei al zilelor noastre. Astăzi am avut o discuție foarte interesantă cu el și vrem ca să împărtășim câteva lucruri cu dumneavoastră, pentru că învățăm împreună, creștem împreună, lărgim împărăția Lui Dumnezeu împreună. Înainte de a intra în subiect, Claudiu, câteva lucruri să spui despre tine și cei care ne ascultă să știi câteva lucruri, de unde ești, cu ce te ocupi, ce faci. Da, sunt Claudiu Hamza, vin din Franța, din Marseille, weekendul ăsta cu fratele meu cu aici în Anglia pentru slujire. Slujim într-o biserică din Marseille, biserică pentecostală. Acolo viața ne-a chemat la muncă, muncim pe șantier, avem o firmă de construcții, renovări, renovăm tot ce prindem. Și ne-am dedicat viața cu propovăduirii Evangheliei și vrem să împrățișăm oamenii care au nevoie de Hristos, în așa fel încât să simtă că Dumnezeu există cu adevărat. Claudiu, în discuțiile care noi le-am avut astăzi, un concept nou care este foarte puțin discutat, predicat și chiar cunoscut. Și anume, am vorbit noi despre Evanghelia de Tatăl. Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre conceptul ăsta, despre Evanghelia asta de Tatăl, că știm că este nevoie de un Tatăl spiritual. Și bisericilor, cred că astăzi, cam asta le lipsește. Ce are Evanghelia de Tatăl? Bun, absolut. Acum, ca să nu inducem pe nimeni în eroare, avem o singură Evanghelie, Evanghelia pe care noi o am crezut-o, am primit-o și o propovăduim, la Evanghelia lui Hristos. Gândiți dumneavoastră că felul ăsta în care noi trăim Evanghelia ne încadrează niște dimensiuni, și așa aș numi dimensiunea asta ideală, Evanghelia de Tată. Dar până la Evanghelia de Tată, mai avem Evanghelia asta de bebeluș, da? Evanghelia de bebeluș, o găsim în biserici la oamenii ăștia pe care numai un picuț i-a șifonat și s-au supărat și l-au jucărie și-o plecat acasă. Au văzut câte cântare, nu i-ai dat la cântare, frate, am avut și o cântare pregătită, nu mi-ai dat loc. Te-ai uitat strâmb la el și are impresia că ai ceva cu el. Ai trecut pe lângă el, nu l-ai salutat, fratele păstor are ceva cu mine. Ei, asta e Evanghelia de bebeluș, ne supărăm din orice, ne luăm jucăriile, plecăm acasă. Apoi avem Evanghelia asta de adolescent, unde lucrurile sunt puțin mai serioase, ideea în care vedem asta la slujitor deja, da? Avem un fel de cult al personalității și în biserică oamenii să vină în jurul nostru. Evanghelia asta de adolescenți, vorba în Evanghelia asta, e vorba despre noi. Mie să-mi se aducă, pe mine să fie lumina, pe mine să mă asculte oamenii, eu am cele mai bune idei, în jurul meu să vină toată lumea să care pianul și eu să cânt. Asta e Evanghelia de adolescenți și avem apoi Evanghelia asta de Tată, frate, pe care vorbeam dimineață. Evanghelia de Tată are ceva special și anume faptul că în momentul în care privești omul lângă care slujești, privești omul pe care l-ai luat din stradă și care ai propovăduit Evanghelia și vrei să-l crești spiritual, nu te mai uiți la el ca și la un oponent, la un adversar, ăla care îți pune în pericol ție scaunul, slujirea, viitorul de slujire, ci te uiți la el ca și la fiul tău. Și atunci transform cumva raportul ăsta într-un raport tată-fiu și Evanghelia pe care o aplici în viața cu el, Evanghelia de Tată. Când greșește, nu e tăia picioarele, nu e tăia taripile. Îl iei ca pe un copil, sfătuiești și îl încurajezi. Nu te temi când vezi că începe ca să prindă aripi, că o să zboare mai sus decât tine. N-ai niciodată în inima ta invidie, că un tată nu poate să fie invidios pe fiul lui că are rezultate bune, că are performanțe și că sunt mai strălucitoare ca lui. Un tată când vede că fiul lui l-a depășit, când îl împinge din spate și zice zboară fiule, de fapt ăsta e visul meu, să te văd zburând. Da, pentru că succesul fiului tău este de fapt și succesul tău. Mă gândeam eu la lucrul ăsta, cum spune acolo în 1 Samuel, în capitolul 3, că momentul în care Samuel, care nu era fiul lui Eli, a fost chemat de către Dumnezeu și s-a dus și a spus Eli, dar m-ai chemat, s-a întâmplat ceva, dintr-o dată Eli spune, du-te acolo, culcă-te, ascultă încă o dată, vezi cine vorbește, așa, deci da, e glasul lui Dumnezeu. Eli avea și el copiii lui, spune Biblia că erau foarte răi, dar Eli, dacă ar fi fost în zilele noastre din 2024, probabil că ar fi spus, nu Dumnezeu ți-a vorbit, nu te ridici tu. Evanghelia de Tată este când poți să-i accepti altuia care nu este fiul tău, să se ridice și să te egaleze și chiar să te depășească. Eu le spun la multe ori la tinerii mei, la elevi, mi-am spus, vă doresc în viață nu să mă egalați, că nu se puteți să mă egalați niciodată, nu să fiu al doilea nici cu geant. Dar să puteți să mă depășiți și mă bucur că mă depășiți. Ei bine, tu ai spus în cadrul acestei Evanghelii, Evanghelia asta de Tată, că trebuie să ridici oamenii. Dar aș mai fi vrut să te întreb ceva, există oare un sacrificiu în Evanghelia asta de Tată? Se fac sacrificii?
pentru că noi simțim anumite lucruri, ai întâlnit lucrul ăsta, oameni care chiar fac sacrificii pentru a ridica pe alții? Absolut. Din Scriptură am înțeles că nu există foc care să coboare pe un altar dacă nu există o jertfă. Adică ceva ce nu costă nimic, valorează exact nimic. Ei, în ideea în care am înțeles că, de fapt, sacrificiul de la cruce, de la Golgota, a fost suficient pentru iertarea păcatelor noastre și acolo nu mai trebuie adăugat nimic, avem înăuntru nostru datoria aceasta ca să sacrificăm mai departe, adică sacrificiul personal, pentru ca să putem sluji noi la rândul nostru oamenilor. Adică, în momentul în care suntem invitați la slujire, automat sacrificiul, un cost a trebuit plătit. Cine îl plătește? Am întâlnit oameni care au fost dispuși ca să plătească din resursele lor, din venitul lor, din banii lor, în momente în care au simțit că Dumnezeu le vorbește. Cunosc un om dedicat lucrării Dumnezeu, care de mai multe ori în viața lui a fost pus, dacă vreți, în fața unei decizii în care trebuia să sacrifice mult. Și la un moment dat am promutat o sumă foarte mare de bani ca să cumpere un bilet de avion să ajungă în Japonia, costuri pe care le-a suportat integrale și familia lui. Când l-am întrebat de ce face lucrul acesta, mi-a spus Claudiu, am primit de la Dumnezeu o chemare, am primit de la Dumnezeu o sarcină și Dumnezeu mi-a spus, te duci în Japonia cu un act profetic. În momentul acela am înțeles că eu trebuie să plătesc și am convenit împreună cu soția că aceasta va fi partea noastră sacrificiu. Vreau să vă spun că niciun sacrificiu pe care îl facem pentru Evanghelie, într-un mod asumat, nu rămâne în răspuns. Exact. Și Pavel spune, am lăsat totul. Absolut. Deci când spui că investești pentru Domnul, că lași totul, dar faci sacrificii, nu se poate fără sacrificiu, că David zice să mă oferească Dumnezeu să aducă jertfă care să nu fost. Exact. Acum, încă un lucru pe care vreau să îl vedem. Crezi cumva că este un impediment un impediment sau un ajutor în raportarea aceasta la oameni? Contează ce zici, cum ne raportăm la oameni, cei care suntem tați spirituali sau cei care suntem fii spirituali? Există aici o chintesență. Ce ai putea să ne spui despre modul ăsta în care ne raportăm la oameni? Păi, hai să luăm simplu. Ne place să cântăm și cântăm cu bucurie cântarea, suntem o familie unită. Dacă avem o familie unită, noi știm din Scriptură că familie sau nu familie este delegarea autorității. Tată, mamă, copii, delegarea autorității. În momentul în care mă raportez biserici, în biserică, mă raportez la oameni din jurul meu, primul lucru pe care îl fac, caut autoritatea. Autoritatea sub care am intrat, da? Implicit păstorul. În momentul în care știu că păstorul ăla e autoritatea sau e părintele meu spiritual, ne întoarcem din nou la Scripturi și vine Pavel și spune, puteți să aveți 10.000 de învățători, 10.000 de predicatori buni, 10.000 de predici, cum le vezi voi, pe puncte, fără puncte, cu ilustrații, fără ilustrații, predici ascultate dimineața, seara, când le vezi voi. 10.000 de predici, 10.000 de predicatori, 10.000 de învățători, dar, zice el, un singur părinte, nu fac cât un singur părinte spiritual. Aici am înțeles că, de fapt, valoarea unui tată spiritual e mult mai mare decât valoarea pe, sau efectul care îl pot avea, efectul unui tată spiritual, e mult mai mare decât efectul și impactul a 10.000 de oameni în viața ta. Și atunci, decât să mă focusez pe 10.000 de oameni la care aș putea primi binecuvântarea, spiritual vorbind, ce fac? Mă focusez pe omul ăla care poate aduce cea mai mare parte a binecuvântării din viața mea, prin care Dumnezeu mă poate binecuvânta cel mai mult. Și aici, probabil că ar fi multe de spus, dar vreau să subliniez un singur lucru, faptul că ne-am obișnuit ca să trăim în lumea spirituală, fără ca să ținem cont de legile spirituale. Vezi, dumneavoastră, stau ăștia la semafoare, la roșu, se opresc, e un cod de circulație pe care respectă. În lumea spirituală nici nu ținem cont de el și nici nu vrem să-l cunoaștem. Și trăim în lumea spirituală fără reguli. Ori, în momentul în care noi nu am respectat o autoritate, implicit păstori din biserică, nu avem cum să mai avem o creștere spirituală normală. Dacă, de exemplu, soția nu-i supusă bărbatului în familie, altă de autoritate, familia aceea nu are cum să meargă bine. Haos, exact. Și atunci, în momentul în care am înțeles valoarea spirituală a autorității, mă îndresc pe păstorul meu, îl cinstesc cu toată inima, îi sunt supus și ascult de el, pentru că știu că de acolo nu vine binecuvântarea. Din păcate, și o spun cu mare regret, din păcate, există un fel de imaturitate spirituală. Nu înțeleg încă de ce în biserică se manifestă la nivelul ăsta, la scala asta așa de mare, și nu reușim să ne apreciem, nu reușim ca să ne cinstim părinții spirituali.
călcăm peste ei, îi desconsiderăm, de multe ori îi luăm în bajocră sau avem și, iertați-mi expresia, nesimțirea ca să ne considerăm mai buni decât ei. Multă, nu multă, foarte multă binecuvântare se pierde în viața noastră a slujitorilor din cauza că ne-am uitat părinții spirituali. Ca și cum ți-a luat părinții care și-au muncit palmele o viață pentru tine și-au crăpat palmele cu două, trei joburi pentru că asta e viața, te-au făcut om și la urmă i-ai dus la zi. Nici o binecuvântare. Dacă Biblia vine și spune că cinstim sau cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai parte de o viață binecuvântată și asta funcționează în lumea fizică. Eu cred din toată inima și garantat funcționează și în lumea spirituală. Da, mă gândeam acum în timp ce spuneai tu, oare nu cumva tot ceea ce este la ora actuală online-ul ăsta, cum zic englezii, sunt foarte multe predici, foarte mulți predicatori, foarte multe emisiuni, vloggeri. Oare nu cumva pentru generația tânără asta este un impediment de nu mai avea un respect, să zicem, pentru tatăl spiritual sau pentru pastorul bisericii? E foarte adevărat că eu îți spun asta având de-a face cu tineri după la școala de predicare, care au fost studenți de EMEI sau nu numai, spun, nu prea avem încredere în X sau Y, pentru că pierdându-și încredere, automat că e căutat în altă parte, în online. Dar, Claudiu, este foarte adevărat. Biserica n-a fost creată să fie online și să fie tactilă, atingere. Trebuie să simți. În online, că auzi, predici, crești, te hrănești cu ele, dar nu este tactil, nimic nu te implici. Dacă îmi permiteți o paralelă, haideți să luăm următorul caz. Biserica ar fi, de exemplu, biserica în care eu mă duc, păstorul care mă cunoaște, ca și cum ar fi casa mea. Mama, când vrea pe copil, îl cunoaște și știu, uite, luni am dat să mănânce un fel de mâncare. Nu pot să-i dau toată săptămâna în felul ăsta, că am dat numai meniul copilului. Atunci, ea diversifică meniul, știe ce are nevoie copilul, vede că e slăbit, știe ce să-i dea. Exact la fel se întâmplă cu învățătura care o dă un păstor în biserică. Știe întotdeauna, simte biserica, știe cu ce să vină, să o încurajeze, să o zice, să o smerească, să o educe. Ei, în momentul în care noi ne-am obișnuit ca să dăm buzna în predicile din online, ca să luăm doar ce ne place, ca și cum plecăm de acasă, așa cum am mânut la un restaurant, nu ce-mi place mie. Mâine mânânc tot la fel, coi mâine numai chipsuri prostii și la un moment dat îți dai seama că de fapt devin constipat spiritual. Da. Pe tine nu te mai poate sătura nimic, mulțumi nimeni și devii cumva sau ești într-o oarecare pericol. Da, este foarte adevărat. Și aș mai vrea ceva acum spre încheiere. Apropo, în ceea ce înseamnă Evanghelia de Tată și, hai să zicem, și Evanghelia de Fiu. Adică conceptele astea cu care am venit noi astăzi, nu? Cred că ne-am înțeles tot ce înseamnă să fii tatăl spiritual sau fiul spiritual al cuiva. Sau Evanghelia asta a Pavel Timotei. Uh-huh. Există la ora actuală în raportul ăsta dintre generații o punte sau o ruptură? Cum vezi tu, fiind mult mai tânăr decât noi ăștia care suntem niște lupi mai bătrâni, să zicem, cum apare chestia asta? Pentru că eu vreau, din prisma ta de tânăr, de ucenic, de Timotei, cum ai văzut slujirea prin biserici? Am slujit împreună prin mai multe biserici și chiar prin mai multe țări. Cum vezi chestia asta? Există o punte sau o prăpastie? Ne unim, ne apropiem sau ne depărtăm? Grea întrebare pentru că puntea asta cumva există, numai nu prea folosită. Cumva am vrea ca să dispară. Să dispară generația, garda veche, să vină asta nouă. Numai vedeți dumneavoastră că Biblia spune că Dumnezeu nostru e Dumnezeu al generațiilor. Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Începe o revelație cu Avram, o duce mai departe prin Isaac, apoi prin Iacov și mai departe până la noi. Niciodată Dumnezeu nu va începe o lucrare cu o generație și apoi să spună gata, generația asta încheie sluba aici, de azi înainte începe generația B. Nu, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu face, începe o revelație, lucrarea astăzi cu o generație, o duce spre generația a doua, generația 1 și 2 locuiesc, conlucrează împreună o vreme și de acolo încolo generația 1 se stinge, dispare și apare generația B. Mai departe, în planul lui Dumnezeu, este generația C. Generația B duce odată mai departe lucrarea și vine momentul, sau ajunge în momentul în care va trebui ca să predea ștafeta aia. Și va trebui ca cele două generații să lucreze pentru o vreme împreună. Mi se pare, sau am impresia că lipsește cumva puntea asta sau nu prea o folosim pentru că nu am înțeles că de fapt la 10 care de râvnă, e nevoie de un car de înțelepciune. Tineretul are multă râvnă și poate lipsește înțelepciunea. Înțelepciunea o bătrânește și atunci cumva ar trebui ca bătrânii bisericii să
învețe prin înțelepciune anumite aspecte în ceea ce privește slujirea și umblarea cu Dumnezeu, dar în același timp înțelepciunea aceasta pe care ei o au să o folosească și a se înfrâna pe ei în a controla în totalitate anumite aspecte din slujire. Pentru că ați văzut, înțelegem că la un moment dat, un tată când își vede copilul crescut, când vede capabil să ia decizii, să întrețină o familie, în momentul acela se dă la o parte și spune, acum acolo faci tu alegerile tale. Până aici te-am învățat, te-am crescut, ți-am dat tot ce ai avut nevoie, te-am învățat despre viață, despre toate responsabilitățile ei. De acum încolo ești tată sau o să fii tată de familie, ia tu deciziile în viața familiei tale, în viața ta, mai departe și într-un fel sau altul, dacă ți-ai făcut bine treaba, când ai fost tată și copilul a fost în casă, când copilul tău ajunge matur, matur spiritual, nu ai de ce să te mai temi. La fel și cu păstorii, să zic așa, cum am fost noastră, generația în vârstă. Dacă mi-am făcut bine treaba când l-am luat de mic și l-am adus la un anumit nivel spiritual, nu am de ce să mă mai îngeoresc. De anumit derapaj sau erezii, pentru că știu ce am crescut, știu ce am pus în el, știu ce sămânță am semănat. Sigur, chiar asta este chintesența, că trebuie să investești în tine ca și cum ai investi în tine. Eu cred în lucrul ăsta și aș vrea, ca să vă încurajez pe cei care sunteți mai în vârstă, generația mai în vârstă, normal că trebuie să lăsăm timp liber și celor care, nu timp liber, trebuie să dăm mână liberă celor care vin în urma noastră ca să poată să slujească și ei. Deci cei care mai sunteți în vârstă, nu vă îngrijorați, vreau să fiți un fel de Anania care s-a rugat pentru Pavel. Anania n-a mai crescut alți oameni sau nu știm multe despre el, dar un singur om s-a convertit în Anania și acela a fost Pavel și Pavel a schimbat lumea. Sau așa cum vorbeam cu Claudiu de dimineață, îmi doresc pentru cei care sunteți din generația asta mai în vârstă să fiți un fel de Ioan Botezătorul care privește prin mulțime, îl găsește pe Iisus, după care se face mic și crește. Iar cei care sunteți tineri, așa cum v-a spus și Claudiu, trebuie să aveți puntea aia de legătură. Dar și prieteni, cam asta am vrut astăzi să vă transmitem până data viitoare. Noi vă urăm multe binecuvântări și vreau să vă salut pe toți cu Sefania 3:17. Spune Domnul, iată că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care te poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va putea de veselie pentru tine.